Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De ieri, deci, a intrat în vigoare obligativitatea prezentării certificatului verde în foarte multe cam peste tot din țara noastră, la acces, la acces în mall-uri, centre comerciale, magazine alimentare, dacă sunt în mall-uri, instituții publice și așa mai departe. Și evident, noi fiind noi, că nu se poate altfel, intrarea asta în vigoare a acestei obligativități nu s-a putut face fără bâlbele de rigoare. Nu că alte țări ar fi folosit această decizie și ne-am fi putut inspira din experiența lor. Adică, ce, francezii au obligativitatea certificatului verde de vreo 3 luni și ceva. În Italia, la fel, e folosit pe scară largă. În Austria, la fel. În majoritatea țărilor occidentale, cred că și Spania, se folosește. Dar pentru noi, evident că a fost ceva cu totul nou. Guvernul a dat bâlbe, s-a modificat hotărârea de guvern de nu știu câte ori. Mai întâi cu școlile private care intră în vacanță și după aceea care nu mai intră în vacanță. Și ieri a fost din nou nevoie să iasă domnul Raed Arafat, pe care, sincer, cumva îl apreciez pentru modul în care acceptă să ia șuturi. Pentru că toată lumea ieri nemulțumită avea nevoie să ia la șuturi pe cineva. Și pe cine să ia la șuturi? A ieșit Raed Arafat și a asumat și a început să explice. Uite unde se folosește, uite unde nu se folosește și așa mai departe. Deci aș vrea să vă întreb așa, prieteni. Cum e cu certificatul verde? Vi s-a cerut ieri pe undeva? Ați fost refuzat la intrarea în vreun loc, că nu l-aveați la voi sau că nu aveți deloc certificatul verde? 0372069599 e numărul nostru de telefon. Am vrea să împărtășim un pic experiențe. Sigur că ieri și zilele acestea va fi o perioadă de adaptare și ar trebui să fim pregătiți pentru multe bâlbe din punctul ăsta de vedere. Păi aici, pe acolo, agenții de pază vor interpreta greșit, vor cere diverse lucruri, nu vor înțelege, dar asta e un proces. Nu știu cât de repede o să trecem noi în țara noastră prin acest proces. Probabil că în unele locuri certificatul verde nu va fi cerut niciodată, chiar dacă este deja o hotărâre de guvern în sensul ăsta, alții vor fi mai scrupuloși. Eu cred că e o chestiune de obișnuință și o să ne obișnuim cu treaba asta și în câteva zile se va cere peste tot. Lasă-mă să cred că așa va fi. E spre binele nostru. Da, eu m-aș simți mult mai safe. Eu mă uit, toți prietenii mei care au plecat în ultima perioadă în străinătate, fie că e Austria, Germania, Spania, Italia, mi-au vorbit despre controlul ăsta care e o chestiune de secunde la intrarea în restaurante sau în orice spațiu public acolo unde există aglomerație. Da. Și în weekend m-am uitat duminică la El Clasico, Barcelona-Real Madrid. Stadionul din Barcelona a fost arhiplin. Asta pentru că s-a intrat cu certificat verde și au respectat condițiile astea. Pentru că au rată de vaccinare foarte mare și pentru că au respectat această concluzie, mi s-a întâmplat mie, în vară, în vacanță. Da, deci se poate. Am prins un bilet ieftin de avion și am fost un weekend la Paris. Și la Paris, cât am stat, ce faci când ești acolo? Umbli peste tot, intri peste tot, muzee, cărciumioare, magazine și așa mai departe. Peste tot, mi s-a cerut certificatul verde, care mi-a fost scanat într-o secundă. Da. Deci nu a existat nicio excepție nicăieri și toată lumea... O faci într-o aplicație de telefon, adică nu e mare... S-a comportat foarte politicos și a fost totul super ok. Dar se cere, domnule, și la noi, uite. Ia. Avem mesaje, Dorina din Timișoara, mi-au cerut certificatul verde la Loto. Asta e un punct important. Da. La cinematograf am mers de două ori, de fiecare dată mi-au cerut certificatul, la Deva. Întrebarea e dacă vi-l și scanează. Asta aș vrea să știu. Probabil. Eu eram fost seara la un mic la un magazin mai mare de ăsta de bricolaj. M-am dus să iau crânțănele pentru pisoi și nu era nici, adică n-a cerut nimeni nimic. Am și întrebat o doamnă de la poartă de curiozitate. Zic, trebuia să cereți. A zice, astăzi, nu, poate de mâine. O zi da, o zi nu. E azi cu soț fără soț. Ionuț, bună dimineața. Bună dimineața, Ionuț. Bună dimineața. Care e experiența ta? O întâmplare a avut și soția. Ieri a trebuit să susțină examenul la școala de șoferi, la sală. Da. A fost să-i scaneze certificatul verde și îi dădea eroare. Na. Eroarea îi dădea din cauza faptului că ea a făcut rapelul pe 15. Ieri era în 25, era a 10-a zi, dar trebuie să ai cel puțin 10 zile și m-a primit-o la examen. Aoleu. Acum întrebarea este de ce se dă voie să-ți listezi acest certificat verde înainte de 10 zile. Să-ți dea voie să-l poți despăta după 10 zile, ca să fie regulă. Da. A fost repede să facă test la o clinică privată, i-a trimis rezultatul pe e-mail ca fiind negativ, am încercat, cred că eu, de 50 de ori, ea de 50 de ori, pe site-ul de la gov.ro să descărcăm certificatul verde, am văzut că nu reușesc,
am sunat la laborator și îmi zice, păi da, acum m-am dus la colega mea și am zis că de două minute l-a raportat la DSP. Întrebarea e seara când se fac aceste statistici din nu știu câte teste efectuate, nu știu cât au ieșit pozitiv, dar întrebarea e dacă toate clinicile astea au obligația de a raporta către DSP toate testele, că până n-am revenit eu cu telefonul către ei, ei nu raportaseră la DSP testul ăla ca fiind negativ. Da, eu cred că le raportează, chiar dacă nu le raportează imediat. Adică știu un caz foarte apropiat care s-a pozitivat, a făcut test și a venit confirmare și mail de la DSP, mă rog, avertizare de la DSP după câteva zile. Pentru că deci, sunt foarte multe cazuri, da, și sunt copleșiți la DSP. Iată un mesaj. Mi-au cerut ieri în două magazine diferite de bricolaj, iar în al treilea erau și jandarmi la verificare prin magazin, în Sibiu și Mureș. Și aici era poliție în parcare. Dar atât, erau în parcare, stăteau lângă, era o tonetă cu mici, probabil că se făcuse foame. Cosmin, bună dimineața! Bună, Cosmin! Neața! Bună dimineața! Salut! Experiența ta cu certificatul verde. Da. Deci ți s-a cerut, ai fost refuzat ce zanbat? Eu activez într-un centru comercial din capitală și dacă în prima parte a zilei ieri s-au cerut certificatele, apoi a intervenit bâlbaia autorităților cu 60 domnul Arafat la ora 1, iar pe parcursul zilei, până la finalul zilei, nu s-a mai cerut certificatul. În dimineața asta, când am intrat iar în centru comercial, au început să ceară iar certificatul. Se scanează? Adică se scanează? Da. Se scanează, da. Ok, și cum te simți? Adică, ce părere ai de acest? În siguranță. Te simți mai în siguranță. Da, sincer și eu mă simt mai în siguranță în locuri în care știu că toată lumea are... Băi, ori mai fi și false. Nu neg. Adică ori mai fi și de ăștia care trag țeapă. Dar probabil că sunt mai puțin decât dacă ar fi, cum să spun, să intre la liber. Nu cred că sunt neapărat false, cred că deocamdată le mai folosesc pe ale unor cunoscuți. Sau așa. Da, sper că deocamdată. Tudor, bună dimineața! Bună dimineața, Tudor! Bună dimineața! De la Suceava vă sun. Bună dimineața! Salut! Am pățit într-un magazin de haine, se cere certificat verde, dar aș avea o întrebare care nu găsesc. Și ai avea certificat? Nu am. Păi asta e și întrebarea mea, care eu m-am imunizat natural. Nu știu când am avut, cum am avut COVID, dar mi-am făcut testul de anticorpi, am 800 și ceva de anticorpi și nu pot obține certificatul verde. De ce se întâmplă treaba asta? Cum adică nu poți obține certificatul verde? Deci, nu s-a declarat bolnav. A, nu te-ai declarat bolnav, că nu știu. Dacă nu te-ai declarat bolnav, îmi pare rău. Păi, dar eu n-am știut că am fost bolnav și dacă sunt pe... Am anticorpi, am tot, deci îmi trebuie un test pozitiv? Nu știu, asta este legea. Asta e legea, astea sunt regulile, încercăm să le respectăm. Poți să faci vaccinul chiar dacă ai anticorpi, adică nu se întâmplă nimic. Probabil că nu vrea să-și facă vaccinul și de asta. Da. Se bazează doar pe anticorpii pe care i-are. Asta e situația, atunci probabil că o să aibă mai puține locuri de vizitat în Mulțumim pentru mesaje și pentru telefoanele din această dimineață. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.